Procurorii de ICOT împreună cu polițiștii de la combaterea criminalității au efectuat astăzi două percheziții pe raza municipiilor Bacău și Galați într-un dosar de trafic de persoane și de minori. Mai multe persoane din aceeași familie au racolat de pe teritoriul României și au transportat în diverse state din UE mai multe tinere pe care le-au obligat să practice prostituția. Una dintre victime, de exemplu, a fost angajată ca bonă, iar în momentul împlinirii vârstei de 18 ani a fost obligată să practice prostituția sub autoritatea și controlul violent al membrilor grupării. Un inculpat a fost reținut pentru 24 de ore, iar altă persoană a fost plasată în control judiciar.